prieteni, numele meu este Andrei. Iar numele meu este George. Și împreună ne-am hotărât să facem un review al orașelor din România. Primul oraș cu care ne-am decis să începem este Cluj-Napoca, pentru că suntem din Cluj-Napoca și considerăm că este un oraș deosebit. În acest review vă vom prezenta părțile frumoase ale Clujului care merită vizitate, dar și părțile sale care nu sunt întotdeauna afișate la știri, documentare sau alte review-uri făcute despre acest oraș. Deci, dragi prieteni, vom începe chiar cu centrul Clujului, adică cea mai frumoasă parte a orașului. Ne-a ajuns și în Piața Unirii, adică în kilometru zero al orașului Cluj-Napoca. Piața Unirii, sau fost o piață mare, este una dintre cele două piețe ale Clujului din evul mediu. Alături de ea se află Piața Mică sau actuala Piața Muzeului. Piața Mare este una dintre cele mai mari piețe medievale din centrul și sud-estul Europei. Am intrat un pic cam prea mult în istorie și mai mult ne interesează prezentul ziua de astăzi. Este de precizat faptul că astăzi, în Piața Unirii, au loc diferite evenimente, diferite scene cu diferiți artiști care vin să concerteze în Cluj-Napoca. În anotimpul de iarnă vedem un patinoar. Este vorba și de Târgul de Crăciun care a trecut, dar chiar este de precizat. Tot felul de tarabe cu tot felul de chestii tradiționale, ardelenești și așa mai departe. Statuia din spatele meu este ansamblul Matei Corvin, o statuie înaltă de 12 metri în care este reprezentat regele Matei Corvin și cei patru generali ai săi. Facultatea de design se află în spatele meu. Este și fosta casa regelui Matei de care am amintit la statuie și se află în ansamblul Piața Muzeului sau fosta Piața Mică. Fostă zonă istorică, în ziua de astăzi, Piața Muzeului este o zonă plină de pub-uri și de cluburi foarte cunoscute din Cluj-Napoca. Este de precizat faptul că aceste cluburi sunt accesibile pentru un public mai cizelat și un public care își permite un asemenea gen de club. Ne aflăm în Piața Avram Iancu, chiar în fața bisericii care poartă numele de Adormirea Maicii Domnului, care a fost înființată în anul 1930. Ce mai putem preciza despre această catedrală este faptul că stilul arhitectural este unul bizantin, fiind apreciată de foarte mulți arhitecți. Bine, mă mersi! Mă aflu la intrarea principală a Muzeului de Artă din Cluj-Napoca. Aici, periodic, se aduc diferite expoziții de artă, cât și de istorie, din întreaga lume pe care le puteți observa și admira. Faptul că în momentul în care aceasta a fost construită, a fost construită în oglindă, la fel ca și cele două muzee celebre din Viena.
spatele meu se află în Teatrul Național din Cluj-Napoca, sub numele de Lucian Blaga sau Opera. În acesta puteți urmări diferite spectacole de teatru, balet, operă, operetă, cât și balet pe gheață. Iar în dreapta mea se află o altă clădire care poate fi admirată din punct de vedere arhitectural, și anume Curtea de Apel sau Tribunalul. Ne aflăm pe Bulevardul Eroilor, cel mai mare bulevard pietonal din Cluj-Napoca. Acesta a fost renovat complet în anul 2006, urmând ca în 2007 să fie transformat în bulevard pietonal, cu doar două benzi pe un sens de circulație. Tot pe Bulevardul Eroilor, la monumentul care este cunoscut sub numele de Clopul. Acesta a fost inaugurat în anul 1994. În spatele meu se află grădina botanică Alexandru Borza din Cluj-Napoca. Aceasta este întinsă cu o suprafață de 14 hectare, este cea mai mare grădină botanică din Europa. În aceasta se pot găsi peste 10.000 de specii de plante din întreaga lume, dar cea mai celebră și mai frumoasă parte a sa este grădina tradițională japoneză. Ar mai fi foarte multe de spus despre Cluj-Napoca, cum ar fi complexul studențesc HD-ul, sau strada Piezișa, care este plină de studenți care vor să se distreze, o stradă foarte, foarte, foarte mare și plină de cluburi. Cele două universități foarte mari și cunoscute, Politehnica din Cluj și Universitatea Babeș-Bolyai, care au foarte multe domenii în care se pot dezvolta studii superioare, cât și cele clasice de pe vremea lui Ceaușescu. Noi am cam terminat ce am avut de spus, mergem sus la cetățuie și apoi încheiem filmulețul. Mulțumim frumos! Am ajuns și la ultimul obiectiv turistic din Cluj-Napoca pe care îl vom vizita în acest video. Ne aflăm la parcul de la Cetățuie, de unde se poate vedea panorama orașului Cluj-Napoca. Sub noi se vede parcul central din Cluj-Napoca, vis-a-vis fiind Opera Maghiară. Putem vedea și catedralele despre care am vorbit mai devreme. Fiind un oraș foarte mare, se vede doar o parte din oraș, nu se vede absolut tot orașul, dar în mare parte ce este important putem vedea de aici. Dacă tot am vorbit despre Cluj-Napoca, este imposibil să ne aducem aminte de Untold, de Electric Castle, de Tiff și așa mai departe. Din această mirobolantă priveliște se poate observa și cel mai mare râu care trece prin Cluj, și anume Someșul Mic. De specificat că este Someșul Mic, deoarece sunt trei Someșuri. Someșul, Someșul Mare și Someșul Mic. Cel mai mare fiind Someșul, cel mediu fiind Someșul Mare, iar cel mai mic fiind Someșul Mic. Din Cluj-Napoca! Vă mulțumim frumos pentru vizionare. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Puteți să dați și două, unul pentru noi, unul pentru Cluj, poate și trei, pentru că unul avem nevoie eu, unul George. Și în cazul în care nu v-a plăcut, dați totuși like, nu vă doare mâna. Să facem și noi un leu de trei. Ok, atunci trebuie să vă placă. Și noi am încheiat transmisia. Puteți Andreea, pe Andreea, ai legătura.
încerci să te treții singur și încerci să faci ceva. Ești un om de apreciat, care meriți tot respectul din lume și toată sănătatea și tot binele. Bine, rog? Mă, bine. Spor să ai la vânzare și... Na, permite-ne să strângem mâna. Și sănătate multe. Servus. Doamne, ne ajută.